Autoritățile publice locale din oraș Florești au acordat ajutor material veteranului celui de-al doilea război mondial și soțiilor văduve a căror soți au decedat pe câmpul de luptă, cu ocazia împlinirii celor 65 de ani de la sfârșitul războiului pentru apărarea patriei. Această acțiune face parte dintr-un șir de măsuri dedicate aniversării a 65-a de la victoria în cel de-al doilea război mondial. Conform deciziei Consiliului Roșănesc, veteranilor și participanților la cel de-al doilea război mondial le-a fost acordat ajutor material în sumă de 500 lei fiecăruia și văduvilor soții cărora au decedat pe câmpul de luptă. Le-a fost acordat câte 300 de lei ajutor material. Totodată, de la organizația neguvernamentală Speranța Copiilor, acestor categoriilor sus menționate le s-au acordat câte un pachet alimentar. De asemenea, din fondurile de rezervă a Consiliului Orășănesc au procurat plăci comemorative ce au fost instalate pe ușile de la intrarea în casele veteranilor.